Tá. Bom, eu ia subir a mão de lá para o fundo, né? Com esse tipo de matemática. Ah, já dá até lá para a casa. É uma coisa. A casa. Plaça. A. Dola. Suntem în 11 a 12 a 2017, încă 2017, da? Uite, trebuie să spun că parcă mi-e doar să mai facem o lecție de ce frumoasă, chiar tu te-ai spălat așa de curând din somn, uite, o să revii repede. Să zicem așa, într-o clasă sunt de 5 ori mai multe fete decât băieți. Deci de 5 ori, atenție, într-o clasă sunt de 5 ori mai multe egali. Fete. Păi dacă de 5 ori decât băieți. Da, este egal. În total sunt în clasă, 30. Deci, total 30 ele. Fete. Fete egal de sau fete de 6 de 5 ori, da? 5 ori mai multe. De 5 ori, de 5 ori, foarte important. De 5 ori mai multe decât băieții. Câte fete și câți băieți sunt? Câte fete și câți băieți sunt în clasă? Mi-am cum tu dai răspunsul iar de dat? Tu mă... băieții sunt segmente. 35 ore. Așa, 5, foarte! Și cu un segment 6 și 30 se împarte la 6 ori 5. Băi, tu în clipa asta spunea că ești somnor. S-a trezit deodată. Deodată te trezi. Deci a simțit repede să se smit un segment să fac băieții. Iar fiindcă fetele sunt de 5 ori mai multe, de desubt să zic un segment. De 5 astfel de segmente, să spun. 5 la fel. Da? De 5 la fel. Și în total avem câte segmente? Avem 6 segmente. Exact. Astea sunt fetele. Da? Sunt de câte ori de 5 ori mai mult. Și în total, el și văzut că sunt 6 segmente. 30 împărțit la 6. Și atunci 30 împărțit la 6, egal cu 5. 5 ce reprezintă? Băieți. Sunt un singur segment, hai să-l băieți, da? 5 băieți. Deci valoarea unui singur segment. Iar fetele sunt cât? 5 ori 5, 25. Așa, 5 ori 5 egal cu 25 fete. Foarte rapid ai făcut. Deci foarte rapid. Deci ai sesizat că de 5 ori mai mult înseamnă să ai în vedere că trebuie să-i repezi segmentul acela de 5 ori. Bun. Acum am să fac o altă problemă, tot eu o să propun. Deci, într-o livadă, da, sunt meri, deci meri, peri și gutui. Meri, peri și gutui. Da. Meri sunt de două ori mai mult decât peri. Deci meri, meri, ai mult, simplu, egal, de două ori, meri, de două ori mai mult decât peri. Iar peri sunt, peri sunt cu 3 mai mult decât gutuile. Peri, deci peri, nu, peri gutuile.
Am zis așa, merit trebuie mai mult decât, am zis bine, decât peris. Mai mult decât peri. Iar peri sunt, da, cu 3 mai mult decât gutuile. Cu 3 mai mult decât gutuile. Perii sunt cu 3 mai mult decât gutuile. Deci merii de 2 mai mult decât perii. Iar perii cu 3 mai mult decât gutuile. Întrebarea este, pe cine reprezentăm ca fiind numărul cel mai mic? Totdeauna din ce știm noi? Gutuile. Deci gutuile să le reprezentăm dintr-un segment. Gutuile. Apoi cine ar urma în ordine? Imediat. Perii. La per ce spune că față de gutui? Cu 3 mai mult. Adică pun exact. În același segment. Același segment și mai adăugăm punctat. 3. Un segment micuț de 3. Da. Astea sunt cine a spus acum? Perii, da? Perii. Acum merii. Merii da. Sunt la fel ca perii. Da. Numai de 5 ori. De 2 ori mai mult. De 2 ori. Deci de 2 ori. Exact cât perii, deci perii, așa. Și pe perii știi cum vreau să îi punctăm? Cu segmentul ăsta întreg. Și pe mâine punem 3. Și aici sunt perii. O dată. Și ce să mai fac? Nu numai o dată, ci încă o dată. Încă o dată. Deci facem iar și un segment. Așa. Și mai pun încă punctat. 3 și respectiv 3. Și acum... În total. În total. Așa zicem. În total. Sunt 29 pomi. În total sunt 29 de pomi. Câți pomi, câți gutui sunt, câți peri și câți meri. Deci 29 de pomi. În total. Deja rezolvă. Nu, trebuie să mă stăm de vorbă. Tu te-a pus de rezolvat. Un segment egal 5. Băi, trebuie. Iar, băi. Deci Mario a dormit, se vede că este în formă. Da, uite ce face. Dar spune cum ai făcut 5. Că iar nu am înțeles nimic. 3 plus 3, 9. 29 minus 9. 20. Este spectaculos. Îți se sizează. Că segmentele sunt deranjate. Așa, ai văzut. Și am făcut 20 împărțit la 4, 5. Așa. Și acum 5 cu 3, 8. 8 sunt peri. 8 și încă o dată 8, 16. Mai degrabă, nu vei... Era cam pe problema aceasta. Da? Deci pe cea dinainte ai văzut așa de legat acolo și te-ai simțit bine tu. Nu, am înțeles. N-am ce face decât să fac problema așa cum ai spus-o, că tu te-ai descurcat foarte tare. Dar știi ce? De la o etapă la alta, mă strădui acum să fac o problemă și mai tare. Da? Fii atent acum. Că mai am pățit exact cum am pățit odată când am lucrat eu cu o clasă de olimpici. Se întâmpla, mă găseam cu un alt profesor și am pornit să facem o lecție în doi. Eu și altul de la Brăila. Era pentru prima dată când am propus chestia asta și el fiind furios, a zis, bine, domn profesor, ați propus, porniți la treabă. Și m-am uit, era numai în clasă, era de vreo 5-6 județe și era locul 1, 2 și 3 pe țară, la faza națională.
Erau copii fantastici. Nu-i știam, nu-i cunoșteam. Erau odihniți tot timpul. Așadar, când am pus prima problemă, o zis făcută. Am pus a doua problemă, făcută. Și am pus a treia problemă, efort, un efort maxim, cu o problemă foarte tare, cum de fapt mă gândeam să fac acum la tine. Deci după ce am pus o problemă, gândit-o cât e încurc, n-am avut nicio șansă. Am pus-o pe a doua, ai spulberat-o de la prima citire. Și acum ce urmează, vei vedea tu ce urmează. O problemă în care mă salvez. Pentru că acum toți care se uită la mine, o să spună, profesore, ai venit nepregătit. N-ai o problemă bună pentru Mario? Ei, să vedem acum. Fac așa. Deci, într-adevăr, 29 minus 9, că el observă 3 punctat, iată cât de mult l-a ajutat partea figurativă. Deci foarte, foarte mult l-a ajutat pe partea figurativă. Și atunci, egal cu cât 20, și 20 împărțit la 4, egal cu 5, și 5 reprezintă un singur segment care înseamnă gutui. Gutui. Și acum să vrei două puncte. Și acum, deci, răspunsul ar fi așa. 5 gutui. 5 gutui. Da. 5 gutui. 8. 5 plus 3, adică 8. 8 peri. Peri. Și, ai spus, 16. Păi uite, așa ai spus. Ba da, 16. 16, ce sunt? Mer, da? Mer. Da, dragilor, dacă facem adunarea, sigur, așa este. El este corect, a gândit foarte frumos. E, într-o clasă, da, sunt băieți și fete. Nu știu care, nu știu care. Nu știu câte sunt băieți, nu știu câte sunt. Nu spun nimic. Nu spun totalul. Asta e surpriza mare. De măcar el îți ceva? Da, niște informații. Da, formidabil. El gândea acum și cum? Cum să spun? Ce să fac acum? Tu nu dai nimic, nu mai dai niște informații? Este tare problema. Este extra. Te pregătești? Mai simplu, poți să iau o băiat, o fată, două fete. Ai bine? Nu, că am niște restricții. Păi stai că acum avem. Așa. Ei. Fetele sunt de 6 ori cât băieții. Deci o primă informație. Fetele. Și nu mai spune ceva de băieți? Și mai spun și ceva. Fetele sunt de 6 ori cât băieții, da? De 6 ori decât, hai să zic așa, decât băieții. Bă. Și gata? Atâta? Nu. Nu. Alte informații. Dacă vin 8 fete. Da. În clasă. Nu, pardon. Dacă vin 8 băieți. Da. Și pleacă 8 fete. Da. Deci dacă vin 8 băieți, băieții ce fac atunci? Gata. Stop. Rezultatul este același. În clasă. În ca clasă. Număr. Deci, pentru că dacă pleacă 8 fete și mai vin 8 băieți, foarte tare. Dar întrebarea mea, ce crezi tu? Raportul va mai fi de 6 ori? Dacă vin 8, nu va mai fi. Dar de câte ori va mai fi? Bănești tu, nu exact să spun, mai e bani. Băieții ar fi într-un fel de 6 ori. Nu se poate schimba de 6 ori deodată, că vin numai câți băieți? Vin numai 8 băieți. Și se scadă 8 fete. Și pleacă 8 fete. Numărul fetelor scade, nu? Da. Dar băieților crește. Da. Deci vor fi fetele tot de 6 ori cât de băieții, după părerea ta, tot de 6 ori. Foarte tare, deci de mai puține ori, da? Deci tu, maxim 4. Tu simți de 4 ori. Merg pe mâna ta de 4 ori. Și deci, băieții sunt stai să vezi. Deci spune-mi aici, dacă vin 8 băieți,
Foarte tare. Și pleacă. Opt. Și pleacă 8 fete. Atunci numărul băieților numărul fetelor maxim este de 4 ori, punem exact, de 4 ori mai mare decât al fetelor, decât al băieților. Cristina, asta știți la o problemă fantastică. Fantastică. Trebuie să spun că în clipa asta, dialogul a curs atât de frumos, el a făcut o primă remarcă. Vin, pleacă 8 băieți, vin 8 băieți și pleacă 8 fete, în numărul lor rămâne aceeași în clasă. Foarte tare. Domnul profesor, acum trebuie să aflăm cât costă un segment. Cât valorează un segment? Da, mă. Dar nu mai avem numărul total, măi. Este teribil aici. Dar de ce? Păi din cauza că problema e foarte șmecheră. Ah, gata, știu cum se fac. Nu lua repede, lasă-mă ușor. Lasă-mă ușor că mă complexez. Deci, hai să facem, să pornim ușor. Ești de acord? Cum? O luăm... Nu mai întâi cu cine? Cine sunt mai puțini? Băieții. Da? Băieții. Da. Facem un segment de băieții. Pentru început. Și o să o fac. O las cu culoarea asta. E bine alb. Și acum dedesubt, fetele sunt de 6 ori mai mult decât băieții. De 6 ori mai mult decât băieții. Dedesubt, ce am să fac? O să facem fetele. Așa, da? Sunt foarte atent. Tu vezi acolo pe câte băieții. Fetele sunt de 6 ori. Câte liniuțe ai luat la băieți? La băieți am luat una. Câte pătrățele? Câte pătrățele ai luat? Două pătrățele? Da. Bun. Acum... La fete o să iau... Câte două de șase de acestea? 12. Pune tu 12. Exact așa. Dar pui așa segmentele, da? Te rog frumos. Bun, bine. Vin 8 băieți. Deci o să fac dedesubt o altă situație, un alt desen. Sau poate... Prin care am să arat noua situație. Asta era pentru început, nu? Situație 1. Și cei 8 îi reprezentăm dintr-o singură pătrățică. Deci, la dedesubt luăm. Zicem așa. Cum mai aveai tu două bani? Da. Acum luăm două. Da. Și la care mai adăugăm o singură pătrățică ca să-i reprezentăm cu cei 8. Uite așa facem. Gata. Da? Deci am făcut în clipa asta, fiindcă băieții le-au venit încă 8. Da? Încă 8 le-au venit. Bun. Acum fetele. La fete. La fete, noua situație. Fiind de 4 ori. De 4 ori mai mare. Decât al băieților. Deci într-un fel un segment la deci, luăm așa de desubt desenul. Uite până aici două. Și mai punem un singur segment de o pătrățică cu 8. Ca să facem 8. Ai o dată, nu? Ai o dată. Scriem minus 8. Trebuie să facem de 4 ori, da. În noua situație de 4 ori. Așa. Și acum
Încă o dată, de două și de trei, practic, nu? Da. Deci vine, eu trebuie să am grijă de așa la semn. Da. Și mai pun încă una, voi aveți acolo unitate de măsură, da, cu foarte multă atenție. Să puteți să o ce și dumneavoastră către acelea. Și iarăși mai iau una și încă un 8 și iarăși una, două, trei și mai iau încă una și încă 8. Bun, 1, 2, 3, 4. Bun, perfect. Gata. Cred că m-am prins ceva. Băi, tu te-ai prins, ai încă... Nu mai dat nimic? Nu mai văsat. Nu mai dau nimic? Așa. Dar aici... Dar aici noi n-am acoperit numărul fetelor exact. Deci cu noua distribuție asta, am una, două, trei, deci una, două, trei, patru, dar trebuie să recunoaștem că au plecat patru, opt fetițe. Opt, adică la ultimul scrie. Ca să fie numărul exact a fetelor înainte, ar trebui să mai adaug pe cealaltă, nu? Nu. Păi așa e. Scădem un opt, scădem. Băi, băiate! Gata! Trebuie să mă ajustă. Am rezolvat problema! Stai să vezi ce ai făcut. Un segment egal 24. De ce mă 24 segment? Pentru că 8 plus 8 este jumătate. Este 3 sferturi. Uitați! Vino până la tarul, că eu nu văd nimic. Sunt așa... Sunt în 24 sau 32. Atâta. Ia să văd. Maxim 32. Atâta. Pentru că astea două plus astea două fac cam atât. Vrei să faci o legătură acolo? Cam atâta. Și aici fac 16. Și 16 plus 16, 32. Păi tu știi ce faci? Acum am propus să le aranjăm altfel pe astea. Da. Adică să le pun încă într-un desen. Hai că-i tare! Sau într-un fel le adunăm pe toate. Și le pun la coadă, să le pun la sfârșit, în secunde. Da. Să le pun așa, ăsta, așa, da, așa, așa. Acoperi patru. Văd să văd. Foarte tare ești. Văd pe caiet să văd dacă îmi dă două. Asta, dacă rămân cele două. Da. Da, 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 da. Fii atent aici. Nu, nu, nu. Stai, că stai cu mine la tablă, că am nevoie de tine, că mă scoți din picătura acum. Deci, fii atent că tu acum vii cu o propunere foarte tare. Ții nu-ți place aștia la 8, așa, de aiurea. Să fac un desen deasupra. În care, eu zic, aici să ștergem și asta. Ștergem, da? Ștergem că suntem în cea mai tare problemă. Uite, de aia nu sunt eu, pe tine nu fac nimic. Dar de ce nu facem la fel toate în cadă? Păi știi ce mă gândesc? Deasupra, ca să văd așa, să fac asemănare. Deci noua situație este asta. O faceți încă de fapt segmentul aici, să-l măsurăm. Da, mă, să privim așa. Deci după ce am mișcarea, ăstea 1, 2, 3, 4, să le punem la sfârșit. Adică să punem așa. Opa, un segment. Adică ăsta de aici. M-am pus aici. Da. Urmă, merg mai departe și merg așa până aici și îmi pun al doilea segment. Da. Da? O dată până aici. Așa, una până aici și unul până aici, așa. Și am patru. Și acum, cât îi trebuie să adaug de astea? 5. 1, 2, 3, 4. Dar asta e cu băieții deoparte. Da? 4. 4 trebuie să adaug. Deci pune... Trebuie să faceți la fel. Deci, neapărat. Deci, fac așa o șmecherie. Aproximativ, nu, eu n-am așa unitatea de măsură. Dar trebuie să spun că... Nu puteți face cu pătrățile, ce sunt? Dar fii ca să fie ca înainte, da, trebuie să mă duc până aici este să ajung. Da. Deci pun un 8, mai pun un 8, mai pun un 8, și mai pun un 8. Astea 4. Da. Dar ca să fie ca înainte, ăla punctate care au plecat.
Încă un 8. Da. Și cu ăștia 1, 2, 3, 4 de 8 am acoperit pe astea două segmente dinainte. Înseamnă că un segment, adică 8 cu 8, 16, plus încă 24, 40. Și 40 asta, un segment egal 20. Asta e, mă. Și acum, într-un fel... Deci ăsta este de 20, 20. Da? Și încă tot 20. Da. 20. Deci cât sunt băieții? Aici nu-s 20. Dar unde? Aici nu-s 20, că s-au scăzut 8. Nu, nu, nu. Asta era situația aceea, dinainte, la început. Acum a fost desenul care era... Este extraordinar. 20 ori cât face aici? 20 ori 6. Da. Egal cu 120. Exact. Și... 120 minus 8. Nu. 120 rămâne. 120 rămâne, că așa a fost la început. Da. 120 rămâne pentru că s-au scăzut 8. 112 plus un 8, 120. Bun. Și la băieți? Cât este? La băieți. Cât a fost la băieți? 28. Nu, că dacă vin 8. Dar partea a doua, când vin 8 băieți, da, nu știu ce, și pleacă o fete, da, este făcută ca să ne dă nouă șmecheria, ca să putem jocla aici. Da. Dar cu adevărat sunt un singur 20. Segment 20 de băieți și 120 de fete. Da? Nu 120 de fete. Cum? Dar nu vine așa? 60 ori 20? 120 plus 20, 140. În total? Da. În total sunt 140. Da. Dar 20 sunt băieții? 20 sunt băieții. Și 120 sunt fete. Știi ce? Ce a făcut acum? E o problemă fantastică. Cristina, te uiți surprinsă total, total. Și eu sunt surprins. De felul în care a reacționat. Da. Dragilor, noi o să redactăm, dar trebuie să o înțeleg și eu problema da, asta. Da, încă o dată. Nu să o înțelegem cât trebuie. Da, stai, 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 după ce o fac pe asta, da, iar m-am lăutat că o să fie cea mai tare problemă și uite când nu este. Este problemă foarte tare. Că față de probleme de până acum, care-i noutatea? Că nu mai dau numărul total, cât sunt băi și fete. Și asta e mare problemă. Asta e mare problemă când dau, dar dau o șmecherie în ea. Că dacă ar veni 8 băieți și ar pleca 8 fete. Dacă ar veni 8 băieți și ar pleca, și ar pleca 9 fete. Oh, la, s-ar scădea cu 1. Stai, lasă-mă numai mețe, că aici am înțeles. Lasă așa. Dacă ar pleca 8 băieți și ar veni 8 fete, atunci numărul fetelor ar fi de 4 ori mai mult. Foarte tare. De 4 ori mai mult. Eu trebuia să acopăr în condițiile astea aproape până aici mai puțin 8. No. În desenul care am făcut de 4 de astea cu 8 adăugate, trebuia să mă duc. Dar n-am avut atâta inspirații, să fac pe ăsta un pic mai mare. Cred că aici este ideea. Deci, când am zis că vin 8 și trebuie să fie de 4 ori, eu trebuie să fiu cam așa să fie 8-ul ăsta. Și pe urmă să pun încă un segment și al 8. Așa. Și să pun un segment și al 8. Așa. Deci am 1, 2, 3 și al 4-lea, deci 1 cu un 8 la capăt, al 2-lea cu un alt 8, al 3-lea, pornește chiar de un ghil, deci al 3-lea și cu încă un 8, și al 4-lea, și cu încă un 8. Și aici trebuia să spun că lipsește 8-ul față din numărul dinainte. Deci, dragilor, aici trebuia să am așa. Dar aici, ca să iasă treaba așa de bine, ar fi 2. Trebuie să gândesc mărimea segmentului ăsta, dacă e de 20, înseamnă că
să zicem noi, ca segmente, noi am luat-o de două, ca două pătrățele. Două și jumătate, dacă aș lua, cred că și un segment 8-ul, atunci ar corespunde. Ar corespunde, chiar așa. Haideți să mai facem încă o dată desenul. E prea frumoasă problema ca să nu, să nu pătrundem în intimitatea ei. Este spectaculos de frumoasă. Deci, te rog să faci desenul încă o dată. Eu? Deci, pentru băieți, pune două și jumătate. Două. Adică fac un segment de două pătrățele. Pătrățele și încă din, din a treia jumătate. Și încă numai... pătrățele. Nu, nu, nu. A spus una jumătate. Am zis două și jumătate. Am zis eu în felul ăsta că din celălalt pătrățel, din a treia, se luăm una jumătate. Da. Ia să văd cum faci tu. Deci băieții ai făcut două. Aha, stai că m-ai dus bine. El a gândit așa. Să ia din 5 pătrățele, din 5 pătrățele să ia băieții. Bun. Băieții din 5 pătrățele desenate, da? Da. Fetele, câte pătrățele trebuie să ia acum? Fetele. Da? Dacă e la 5. 5 pătrățele. 5? Da. Păi, nu le-am nicio. Păi, dacă sunt de 6 ori. 5, încă o dată la fel. Deci? La fel segmentul total, numai că îl facem de 5 ori. De 5, de 6 ori. De 6 ori, ca să le rog. De 6 ori. Deci, tu ai acolo un 5 pătrățele și iarăși un 5 pătrățele și iarăși 5 pătrățele, da? Da, de mine e mai greu. Hai, te descurci. Le numeri fii, da? 2, 4, 6, da? 2, 4, 5, 6. Așa. Da, 2, 4, 5 trebuie să fie. 5. Așa. Bun. Deci, în clipa asta, fetele, în prima parte a problemei, spune că fetele sunt de 6 ori mai multe. Acum, în noua situație, o să luăm o singură pătrățică acei 8. Cred că sunt și cu 24. 3 ori 8. 24. Deci dacă am luat 5 pătrățele. Cristina, te rog să iei pe caietel să iei 8-ul din două pătrățele. Deci când spun că mai vin, când vin 8, facem desenul din nou. Deci pentru băieți, situația va fi așa ca înainte. Și plus, cât am zis, două pătrățele, da? Da. Două pătrățele înseamnă 8. Așa. Asta va fi pentru... Tu vii la mine cu și stăm la tablă cu noi. Mama o să încerc să se facă cât mai apropiat și noi discutăm amândoi. Într-un fel acum o să fie 16. Într-un fel acum trebuie să te iau în brațe ca să ajungi. Ba da, ajungi, ajungi. Ajungi 16. De dedesubt o să luăm așa. Da. 5 și cu 2. Cât sunt de total? 5 cu 2, 7, Cristina. Da. 5 cu 2, 7. Da.